Seara. Doamna Svetlana. Bună seara, da. Sergiu îmi spune, sunt de la compania Livrare Flor și avem o surpriză pentru dumneavoastră. Așa, un buchețel, abujor cu trandafiraș. La el avem atașat un piculeț, cadou din partea companiei Livrare Flor. Un piculeț cu crizal, iată aici jos. O soluție care s-a mișcat scop pentru durabilitatea vieții florilor. Da? Și dacă e posibil, avem nevoie și doamna Tamara. Bună seara, doamna Tamara. Și pentru dumneavoastră avem o surpriză, așa, un buchețel de flori. Și dacă o să-mi permiteți, aici am două bilețele, să le dau citire ca să aflați la cine este surpriza, da? La mulți ani fericiți, și anume fericiți, aș spune, și aș avea multe de spus, dar nu voi fi înțeles corect. Una pot spune cu siguranță, ești cea mai iubitoare și cea mai bună mamă pe care o cunosc. Și asta mă face cel mai sigur și fericit tată. Mulțumesc Domnului că anume tu ești mama copilului nostru. Ești o persoană foarte deosebită. Păcat că noi oamenii nu prețuim la timp tot ceea ce ni se dă. Să ai parte de o seară frumoasă. Vă iubesc. Mulțumesc. Poftim bilețeau. Vă felicit, dragă mamă, că ați dat viață, crescut și educat o persoană cu suflet mare, care e gata să se sacrifice pentru a aduce fericirea în viața altora. Fiți mândră de așa copii și să vă bucurați mereu de succesele lor. La mulți ani, multe se datorează dumneavoastră. Poftim bilețeau și dacă aveți un mesaj de mulțumire, puteți să spuneți mersi în cameră. Mersi foarte mult, Oleg, la soțul meu, mersi de suflet și îmi pare rău că nu ești aici cu mine. Mulțumesc! Tot e el așa mult, ține o surpriză. Mulțumesc, Bucs! Livrareflori.md. Gestul contează.